Tot pe procesul natural de amplificare se sprijină și metoda mea pentru investigarea sensului visului, căci visele procedează exact în același fel ca imaginația activă, doar că nu sunt susținute de conținuturi conștiente. Iar întrucât arhetipurile intervin în formarea conținuturilor conștiente, reglementând-o, modificând-o și motivând-o, ele se comportă ca și instinctele. De aceea ne e foarte la îndemână să presupunem că acești factori pot fi puși în legătură cu instinctele și ca atare să ne întrebăm dacă imaginile de situații tipice care par să reprezinte aceste principii formative colective nu sunt cumva, până la urmă, absolut identice cu formele instinctuale, așadar cu patterns of behavior. Trebuie să mărturisesc că nu am intrat până acum în posesia nici unui argument care să contrazică în mod serios această posibilitate. Înainte de a-mi continua reflexiile, trebuie să subliniez un aspect al arhetipurilor care atrage primul atenția tuturor celor ce s-au ocupat practic de această materie, căci ivirea arhetipului are un pronunțat caracter luminos care trebuie numit dacă nu magic, atunci de-a dreptul spiritual, totuși. De aceea, fenomenul acesta e de mare importanță pentru psihologia religiei. Totuși, efectul arhetipului nu e univoc determinat. El poate fi salutar sau distructiv, dar niciodată indiferent, presupunând, firește, un anumit grad de claritate. Acest aspect Merită, par excellence, denumirea de spiritual, căci nu a rare ori se întâmplă ca arhetipul să apară în vise sau plăzmuiri ale fanteziei, sub forma unui spirit, sau să se comporte chiar ca o fantomă. Numinozitatea sa are frecvent un caracter mistic și un efect corespunzător asupra stării de spirit. El mobilizează viziuni filozofice și religioase, tocmai la oameni ce se cred complet la adăpost de asemenea accese de slăbiciune. Își urmărește scopul cu patimă nemaipomenită și cu consecvență implacabilă și prinde subiectul în mrejele sale, mreje din care acesta nu are scăpare, indiferent cu câtă disperare se zbate și din care, până la urmă, nici nu mai vrea să caute o scăpare. Și asta pentru că trăirea aduce cu sine o încărcătură de sens considerată, până atunci imposibilă. Înțeleg prea bine rezistența tuturor convingerilor bine înrădăcinate în fața descoperirilor psihologice de acest fel. Mai mult intuitiv decât în cunoștință de cauză, oamenii se simt înspăimântați de forța amenințătoare ce zace înlânțuită în ungherul cel mai lăuntric al fiecăruia, așteptând parcă doar cuvântul magic care să spargă vraja sub care stă legat. Acest cuvânt magic rimează întotdeauna cu ism și acționează cu cel mai mare succes tocmai la oameni care au în cea mai mică măsură acces la faptele lor lăuntrice și sunt cel mai departe rătăciți de la substratul lor instinctiv în lumea într-adevăr haotică a conștientului colectiv. În ciuda, sau poate tocmai datorită înrudirii sale cu instinctele, arhetipul constituie adevăratul element al spiritului, dar al unui spirit care nu este identic cu intelectul uman, ci constituie mai degrabă un spiritus rector al acestuia. Conținutul esențial al tuturor mitologiilor al tuturor religiilor și al tuturor ismelor e de natură arhetipală. Arhetipul e spirit sau non-spirit și, de cele mai multe ori, depinde de atitudinea conștientului uman drept ce se va revela până la urmă. Arhetipul și instinctul sunt în cel mai puternic contrast imaginabil după cum ne putem da seama ales comparând un om aflat sub imperiul instinctului cu unul stăpânit de spirit. Dar cum toate contrariile sunt atât de strâns legate, încât o poziție nu poate fi găsită și nici gândită fără negația corespunzătoare, ei e valabilă și aici afirmația că extremele se ating. Corespunzându-și, ele țin la oaltă și, în speță, nu în așa fel încât să poată fi derivate una din alta, ci mai degrabă ducându-și existența alături, ca acele reprezentări pe care ni le facem despre perechea de contrarii ce stă la baza energetismului psihic. Omul se regăsește cel puțin ca unul îmboldit de instinct spre ceva și deopotrivă ca unul ce își reprezintă ceva. Acest contrast nu are în sine nicio semnificație morală, deoarece instinctul nu e rău în sine și nici spiritul nu e bun în sine. Electricitatea pozitivă e la fel de bună ca cea negativă. Ea este înainte de toate electricitate. Așa se cer tratate și contrariile psihologice dintr-un punct de vedere științific. Adevăratele contrarii nu sunt entități incompatibile, deoarece, ca atare, nu s-ar putea uni niciodată. Or ele, în ciuda oricărui contrast, dau mereu dovadă de tendința de a se uni, iar Nicolaus Cusanus l-a definit pe Dumnezeu însuși drept o complexio opositorum. Contrarile sunt proprietățile extreme ale unei stări, proprietăți în virtutea cărora aceasta, din urmă, poate fi percepută ca reală ele formând un potențial. Psihicul constă din procese a căror energie poate proveni din echilibrarea celor mai diferite contrarii. Opoziția spirit-instinct reprezintă doar o formulare dintre cele mai generale, o formulare ce are avantajul că aduce cea mai mare parte a proceselor psihice foarte importante și foarte complicate la un numitor comun. De pe pozițiile acestui mod de abordare a problemei, procesele psihice apar ca echilibrări energetice între spirit și instinct, rămânând însă complet nelămurită, la prima vedere, o chestiune. Când poate fi numit un proces spiritual și când instinctual? Această apreciere sau interpretare depinde întru totul de poziția sau starea conștientului o conștiință mai puțin evoluată, bunăoară, care, datorită prezenței unor proiecții în masă, este impresionată cu precădere de lucruri sau stări concrete sau aparent concrete, va considera, bineînțeles, ca izvoare ale realității, instinctele, rămânând complet inconștientă de aspectul spiritual al constatării sale filozofice și închipuindu-și că prin judecata sa, a stabilit natura esențialmente instinctuală a proceselor psihice. O conștiință aflată în opoziție cu instinctele, însă, ca urmare a influenței exercitate de arhetipuri asupra ei, subsumează instinctele arhetipurilor în așa măsură încât din procesele vădit biologice iau naștere complicații spirituale de-a dreptul grotești, natura instinctuală a fanatismului necesar unei atari operații, nefiind luată în seamă. Procesele psihice se comportă, așadar, ca o scală, de-a lungul căreia conștientul glisează, fiind când în apropierea proceselor instinctuale și căzând atunci sub influența lor, când în vecinătatea celuilalt capăt, unde precumpănește spiritul care asimilează chiar și procesele instinctuale cei sunt opuse. Aceste poziții contrare generatoare de iluzii nu sunt nici de cum fenomene anormale, ci constituie unilateralitățile psihice care caracterizează omul normal de astăzi. Aceste unilateralități nu se manifestă, bineînțeles, numai în domeniul opoziției spirit-instinct, ci și sub multe alte forme pe care le-am prezentat, în parte, în cartea mea psihologice Tipan. Acest conștient glisant este însă extrem de caracteristic omului în ziua de azi. Unilateralitatea rezultată de aici poate fi însă înlăturată prin ceea ce am numit realizarea umbrei. S-ar fi putut inventa pentru această operație un termen hibrid greco-latin care să sune științific și ceva mai puțin poetic. Dar în psihologie e mai bine să ne ferim, din motive practice, de asemenea demersuri, cel puțin în cazurile când e vorba de probleme eminamente practice. Printre acestea se numără și realizarea umbrei, adică. Interiorizarea părții inferioare a personalității, proces ce nu trebuie pervertit într-un fenomen intelectual, deoarece constituie o trăire și o pătimire ce privește omul în întregimea sa.